Adi merge la bunici și cred că vor merge la un loc de joacă, la un Spielplatz. Iar noi mergem la cumpărături pentru casă. Am ieșit de la spital, spitalul la care venim noi de urgență cu copiii, pentru că nu e sâmbătă și de joi, seara după masă, așa, are Eric niște pete pe el roșii, s-au umplut pe tot corpul și nu știam ce este. Dar a zis că este de la febră, cum a făcut febră și în câteva zile trebuie să-i treacă. Am crezut că are vreo alergie sau ceva, dar bine că nu e nimic, azi că e normal. Și acum mergem la cumpărături. Trusă cu sculă și din ăla mai aici. Am văzut aici o văd asta. Negru, roș. Un micuț așa, parcă negru cu roș. Undeva capul din ăla mici. Numai că asta e mare, uite aia de lângă scaun. Nu merge asta. E prea mare și nu intră în... Stai că încerc eu cu asta. În vârful ăla. Să scutăm de pe asta. Sau care e asta? Da, ăla și eu aici, acolo, colț, două. Da, ok, lasă să o fac eu atunci. Da, unde e? Ai adus trusa de sus? Aia galbenă, nu, am luat două șurubenițe, dar e una aici, lângă scaun. Aia mare, neagră, cu roșu. Dar nu știu ce e acolo. Aici e mașina de găurit. Bună, prieteni! Astăzi este vineri și astăzi vreau să fac un vlog pentru că este prima dată când Edi are un examen. Este ultima zi din cursul de not, ultima ședință, de fapt, din acest curs. Și astăzi are examen, să vedem dacă îl trece sau nu. Indiferent care va fi rezultatul, eu sunt mândră de el pentru că am învățat multe. Astăzi voi merge împreună cu Cipri, va veni și el să asiste la examen. Deocamdată Edi este la grădiniță, urmează să merg să îl iau cam în jumătate de oră, este aproape 12 ceasul. După care vom merge să luăm pe tati de la muncă și vom merge la bazinul unde face el cursul de not să dea examenul. Mâine pleacă și socrul meu către România, înspre România. Cumnatul meu a plecat de săptămâna trecută, de sâmbătă. Va pleca și socrul meu, după cum v-am spus. Bun este aici, bunica mea din România, pe care ați mai văzut-o în vlogurile de anul trecut, am impresia. Și ea va rămâne până pe data de 1, cred că până sâmbătă viitoare. Deocamdată este dincolo cu Eric. Și da, noi în continuare muncim la casă, oricum o să vedeți în vloguri. Dar astăzi este o zi specială pentru Edi și pentru noi, așa că vă luăm cu noi pe parcursul zilei de astăzi. Că ai fost obișnuită cu păr mai lung. Deschis. Mai deschis? Sau da. Mai lung? Și mai deschis lung. Și mai lung. Și uitați-o și pe bunii, este aici împreună cu Eric.
Bunica mea din România, oricum ați mai văzut-o în vloguri, spune bună! Bună! Și prințul mic este aici, se joacă, iubirea mea! Acesta la care se joacă a fost jocul lui Eddie, dar acum aia a rămas lui și se joacă el. Astăzi la cină avem sushi. Ce bine arată, uitați. Ce? Cu sos de soia. Ce e? Și să mâncăm sushi. Hai să mâncăm, vrei? Asta ce e? Sos de soia. Ce?